În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfinților apostoli, rugați pe milostivul Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Deci iată, aceasta ar fi o condensare a lucrării apostolilor în lume. În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginea lumii cuvintele lor. Spune psalmistul David cu mii de ani înainte de venirea Mântuitorului Iisus Hristos. Ce ar trebui remarcat sau ce ar trebui constatat? În primul și în primul rând, ar trebui să știți că Sfinții Apostoli stau la temelia învățăturii Bisericii Ortodoxe sau Bisericii Creștine Universale. În predica cu pescuirea minunată, când spune că vă voi face pe voi pescari de oameni, bine ați face dacă v-ați concentra un pic mai în față, ca să n-ai impresia că e toată biserica, cât un om aruncat din praștie. Deci, în momentul în care vedem pescuirea minunată și Mântuitorul spune vă voi face pe voi pescari de oameni, asta ne demonstrează din start dorința Mântuitorului de a lucra în lume prin oameni. Prin ce? Prin regele creației pe care l-a zidit și l-a alcătuit cu mâna sa. Un alt lucru important, modul de chemare a apostolilor. Vino și vezi. Sau tu lasă morții să-și îngroape morții lor și tu vino după mine. Urmează mie. Iar cel mai important lucru pe care Mântuitorul a putut spune cu întristare în suflet și îl ascultăm la Sfântul Maslu când se citește Apostolul, spune așa, vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde să-și plece capul. De ce? Toată lumea este preocupată de grija cea lumească și nu de cum de grija cea mântuitoare. Și atunci, la Heruvic, când ați ascultat astăzi la Sfânta Liturghie, s-a cântat și acest cuvânt. Toată grija cea lumească, acum să o lepădăm. Deci acești apostoli au lepădat toată grija cea lumească. Și fiindcă vorbim de Petru astăzi, cine este fiul pescarului Iona din Betsaida Galilei, să nu ne așteptăm că o să știm vreodată ce fel de haine a purtat sau ce număr avea la pantofi, ci nu. Atât cât permite Sfânta Scriptură, un om căsătorit cu familie, fascinat de lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos și nu numai fascinat de lucrarea Lui, ci l-a și urmat și ca să se convingă că într-adevăr învățătorul este cel care este, bietul Petru, scumpul apostol Petru, a făcut și el greșeli de eroare umană. Mai întâi a adus pe soacra sa ca să o vindece, ca să se ia de o grijă, să poată să scape de responsabilitatea de a mai purta grija ei, că nu putea să umble în urma Mântuitorului ca apostol. Deci vine din viața de familie. Deci iată și cei din viața de familie au acces la calea cea mântuitoare. Și de aici Mântuitorul a fost constrâns, când folosesc termenul constrâns, mă refer la lucrarea omenească a Mântuitorului, să spună acel cuvânt, fiindcă a venit Petru la el și i-a spus așa, Doamne, dar noi, dacă am lăsat toate cu noi, ce va fi? Și atunci Mântuitorul spune, cel ce lasă și mamă, și tată, și frate, și soră, și holdă, și țarină, și casă, și mă urmează mie, vrednic este de mine. Și lui Petru chiar îi spune, bucurați-vă că numele voastre s-a scris în cartea vieții. Deci ce înțelegem noi astăzi? Că apostolii sunt oameni care și-au numele scrise în cartea vieții. Nu-i nevoie să-i memorez și să vi-i spun pe toți cei 12, aveți în catapeteasmă sus la registrul al doilea. De ce? Pentru că ei sunt temelia bisericii noastre creștine. Toată învățătura începe așa și într-una sfântă sobornicească și apostolească biserică. Apostolească biserică pentru că cei 12 apostoli au preluat învățătura Mântuitorului și au dus-o în toată lumea, prin ce? Prin viu grai. Și ce spune în Faptele Apostolilor? Ca să luăm un alt lucru. Când a predicat Petru în prima zi, de ce tocmai el? El era plin de zel, el era plin de curaj și de îndrăzneală. S-au convertit ca la 5.000. Când a predicat Petru a doua zi, s-au convertit ca la 3.000.
Și spune că biserica creștea și se întărea cu Duhul. De ce creștea și se întărea cu Duhul? Creștea numărul credincioșilor, dar în același timp, repet, în același timp, și Duhul Sfânt cobora, pentru că apostolii întrebau, auzit ați de Duhul Sfânt? Nu, n-am auzit, dar primiți Duhul Sfânt. Primim Duhul Sfânt. Și atunci El se cobora ca limbi de foc pe oameni, ca lumini, și oamenii se umpleau de putere și deveneau creștini. Asta era taina lui Dumnezeu. Și tot Petru a fost martorul acelui fenomen minunat despre care am vorbit la pogorirea Duhului Sfânt. Deci când ei vorbeau în limba lor originală, deci galileeni fiind, un fel de ebraic, aramaică, ce era ea limba evrească veche, iar cei care erau de față, mezii, parții, perșii, elinii și cei de alți neam, din Iliria, de unde erau ei, de la capătul pământului, din Mesopotamia, fiecare auzea în limba lui. Deci cuvântul se pervertea prin aer și ca într-o universitate de limbi străine, fiecare apostol, de exemplu, fiecare din dumneavoastră cunoaște o limbă. Și eu sunt apostolul Petru. În clipa în care eu scap cuvântul în limba mea, voi îl înțelegeți în limba voastră. Asta e marea taină. Dumnezeu n-a avut timp să predea gramatică și noțiuni de fonetică și vocabular. Deci a dat această putere apostolilor și trimițându-le lor Duhul Sfânt prin trân și lumea iluminat, iubitorile de oameni, slavă ție. Petru a mai avut un frate, l-a avut pe Andrei. Andrei a fost ucenicul Sfântului Ioan Botezătorul și cel din tâi chemat despre care vorbim noi la gurile Dunării, iar Andrei era foarte bun prieten cu Ioan Evanghelistul, care mai târziu se va lăutura și el Mântuitorului după cuvântul Sfântului Ioan Botezătorul înainte de a fi închis în temniță. Tu ești sau pe altul să așteptăm? Mergeți și spuneți lui Ioan că șchiopii să vindecă, muții vorbesc, orbii văd, leproșii să curățesc. Dar el era deja cu capul pe tipsia Irodiadei. De ce v-am explicat lucrul acesta? Ca să înțelegeți că și Petru, în calitate de apostol, a avut anumite scăderi. Este cel care s-a lepădat de 3 ori la înviere și a spus, nu-l cunosc pe omul acesta, blestemat să fiu dacă îl cunosc pe omul acesta. Blestemat să fiu dacă îl cunosc pe omul acesta. Și s-a plâns și s-a căit cu amar, deci avem de-a face cu făptuirea morală sau avem de-a face cu conștiința religioasă la nivel social, deci avem un om obișnuit care greșește și îi pare rău. Petru este martorul spânzurării lui Iuda, care a știut să se greșească, dar n-a știut să se pocăiască. Și aici trebuie să ținem noi cont întotdeauna de ce vă spuneam chiar duminică la predică. Deznădejdea aceea sau lepădarea de nădejdea Duhului Sfânt și ducerea la sinucidere. Ei, Petru n-a ajuns în această fază, pentru că venindu-i lacrimile de pocăință a primit și iertarea. Mergeți în Galileea și spuneți ucenicilor și lui Petru că ne vom vedea acolo. Dar tot Petru este cel care îl găsește pe Mântuitorul pe țărmul mării, frigând pește fript și pâine. Deci tot Petru este martorul a ce? Este martorul a ceea ce a făcut Toma. Pe mine să nu mă luați cu texte. Vreau să pun mâna în coasta Mântuitorului, să-i pipă-i rănile și să simt semnul cuielor. Și atunci Mântuitorul, când a intrat la 8 zile prin ușile încuiate, ce i-a spus Toma? Adu-ți mâna în coastă, adu-ți degetele în semnul cuilor și fii credincios, nu necredincios. Închipuiți-vă că Petru era de față cu ceilalți apostoli. De ce vă spun lucrul acesta? Că apoi urmează o etapă foarte grea pentru apostoli. Odată cu înălțarea la cer, noi știm că stăpânitorul Romei la vremea aceea era Nero. Acest Nero era un împărat păgân, nebun, turbat, paranoic și puțin psihopat. Îi plăcea să vadă tot felul de scandaluri, de ucideri, de sânge și avea și o boală. Îi plăcea să-i răstihnească pe creștini și să-i omoare, adică în semn de batjocuri față de jertfa lui Hristos, pentru că era noua erezie care se propaga la vremea respectivă. Și atunci ce a făcut? A dat foc Romei și a dat vina pe creștini. Petru, cum după cum spune tradiția și teologumenele populare, a vrut să plece, să părăsească locul. Și i s-a arătat Hristos și a spus, dacă tu pleci, mă răstihnesc eu a doua oară. Misiunea ta e să mă propovăduiești. Și s-a întors Petru, l-a propovăduit pe Hristos
în cartea Vovadis. Și în momentul în care a fost prins, a fost martirizat și răstihnit cu capul în jos pe motiv că nu era vrednic să aibă parte de moartea pe care a avut-o Mântuitorul. Deci respect față de Mântuitorul Hristos și jertfa crucii. Deci tot acest Petru, deci de ce mă refer acest Petru, este cel care are dialogul de iertare cu Mântuitorul Iisus Hristos unde? La Marea Tiberiadei. Petre, mă iubești tu pe mine? Paște oile mele. Petre, mă iubești tu pe mine? Paște melușiei mei. Petre, oare mă iubești tu pe mine? Și atunci el s-a întristat, adică era vorba de convingere, ceea ce noi spunem astăzi, cuvântul de încredere, și a spus, aici a recunoscut dogma, și când mă refer la dogma, mă refer la înălțimea gândirii dumnezeiești, când a spus, Doamne, Tu le știi pe toate, Tu știi cât Te iubesc. Deci nu mai era nevoie de o convingere în cuvinte. Și în felul acesta, și Mântuitorul Iisus Hristos, ca să întărească apostolia celor 12 apostoli, se adresează lui Petru, cel mai în vârstă, care de fapt, după toate filocaliile, înseamnă făptuirea morală, că Ioan îi dogma, răpirea și teologia înaltă, iar Iacov îi rugăciunea, spune așa, pe această piatră voi zidi biserica, adică pe piatra apostoliei, și pe piatra căderii și ridicării. Biserica e ca o barcă în valuri. Un val cald, unul rece, o furtună, o vreme bună, deci o năpastă, o bucurie, o prigoană, o liniște, n-ați citit Viețile Sfinților. În momentul, repet, în care Petru ia cheile împărăției cerului și spune ce vei lega, legat va fi, și dezlegat, dezlegat va fi, el devine verhovnicul apostolilor prin faptul că este emblema apostoliei în Biserica Ortodoxă Universală. Dar tot Petru este cel care poate răspunde Mântuitorului Iisus Hristos, simplu fiind la minte, dar luminat de Duhul Sfânt, când spune așa, Petre, cine zice lumea că sunt eu? Unii spun că ești Ilie, alții că ești Moise, alții că ești Ioan, că alții că ești prorocul și așa mai departe. Dar tu cine zici că sunt? Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu cel prea înalt. Și atunci Mântuitorul ce îi spune? Nu din carne și din sânge ți s-a descoperit ție aceasta, nu din gândirea omenească, ci Duhul, adică ai fost luminat de Duhul Sfânt, ai puterea Duhului Sfânt în tine. Și același Petru, de ce v-am spus că există scăderi și ridicări? În momentul când vede taina schimbării la față, starea cea mai înaltă la care Dumnezeu a putut să se arate ucenicilor, că aici vedeți stroparul la prima vedere, pare simplu, dar el are dincolo de el mai mult decât compus. Zice, schimbatu-te ai la față în munte Hristoase Dumnezeule, arătând ucenicilor tăi taina ta, taina pe cât li se putea. Deci nu numai lor, și nouă ne-a arătat pe cât ni se putea, pentru că nici noi nu putem pricepe mai mult de ce e acolo. Deci cine poate să-și dea cu părerea despre lumina taboric afară de un Grigore Palama? Cine poate să-și dea cu părerea despre lumina dumnezească decât un Simeon nou teolog? Cine poate să-și dea cu părerea despre lumina dumnezească decât un Ioan Evanghelistul? Sau cine poate să-și dea cu părerea despre lumina dumnezească decât un Maxim Mărturisitorul? Deci, vedeți? Și pentru noi rămâne taina pe cât li se putea. Nouă nu ne este dată a pricepe aceste taine. Nouă nu ne este dată a pătrunde cu mintea păcătoasă dincolo de adâncurile dumnezeirii. De aceea spune că au căzut și apostolii, continuă Evanghelia, au căzut cu fața la pământ ca niște morți. Când am mai întâlnit acest lucru ca niște morți? Și răsturnând îngerul piatra de pe mormânt, ostașii au căzut ca niște morți. Deci ceea ce denotă categoric că noi muritorii de rând nu avem ochii minții deschiși și puterea sufletească formată prin rugăciune și har și putere mistică să pătrundem lumina Dumnezeirii pentru că am orbi sau am muri. Și când folosesc termenul am orbi sau am muri, nu în sens ca o pedeapsă, depășit de lumina minții omenești. De aceea Apostolul Pavel, acum vorbim și de al doilea apostol, spune așa, am cunoscut un om, nu știu dacă în trup sau afară de trup, ajuns la al treilea cer, dar unde ochiul nu pricepe, urechea nu înțelege, gura nu poate vorbi
și auzul nu poate desluși. Deci aceea era vorba de cântările îngerești, era vorba de cerurile lui Dumnezeu și de ierarhiile cerești, despre care vor scrie mai târziu în scrierile apostolice și ale patristicii noastre ortodoxe, Sfântul și prea Dumnezeitul la minte, dacă vreți, Dionisie Areopagitu, cel despre care se spune că Pavel a vorbit în Areopag de Dumnezeu cel necunoscut, adică de Hristos, că acolo în Areopag erau tot felul de zei și fiecare se închina cui voia. Dar aveau și o statuie a unui zeu necunoscut și Pavel pe ăla l-a interpretat ca fiind Hristos și așa le-a băgat credința în Areopag, că întâi n-au vrut să-l asculte, dar când le-a spus, vă vorbesc de Dumnezeu cel necunoscut, toți au fost curioși că nu știau nimic despre acel idol, despre acel zeu. Și el le-a vorbit de Hristos, lumina învierii. Apostolul Pavel, la fel, sau Saul din Tars, cum îl cunoaștem, este cel care forțează, dacă vreți, și folosesc termeni ca să înțelegeți, nota și prigonește pe creștini. Este un mare și drastic apărător al Torei, este un apărător al legii vechi, este un om al Sinedriului, este un om care se implică în păstrarea credinței iudaice, dar cu inimă simplă și curată. Trageți ușa. Deci cu inimă simplă și curată. Deci nu dorea să-i ucidă pe creștini din răutate, ci din credință. De aceea spuneam și eu un bold al satanei. Unii l-a tâlcuit că era bolnav de stomac, unii că l-au ucis pe Ștefan, unii nu. Boldul pe care l-avea apostolul Pavel, lângă toată înțelepciunea pe care a primit-o de la Dumnezeu ca intelect, ceea ce numim noi copii de nota 10 sau genii, Pavel s-a născut cu această neputință a discernerii în prip, a luat decizii pripite. Și atunci tot timpul s-a căit de această greșeală și tot timpul a considerat-o o greșeală că a prigonit nedrept pe creștini punându-se împotriva lui Hristos. Acea insultă, repet, acea insultă primită direct din gura lui Dumnezeu, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Ți este ușor să lovești cu piciorul în țepușă? Pentru Pavel a fost tot timpul mustrarea lui de cuget și de conștiință de-a lungul vremii cât a trăit în cele 3 călătorii mesianice pe care le-a făcut și în cele 14 epistole pauline pe care le-a scris, adică ale apostolului Pavel, Tesaloniceni, Corinteni, Romani și așa mai departe. De ce spun lucrul acesta? Ca să vă fac să înțelegeți că pe lângă cultura care o avea, avea și el ca omul o slăbiciune omenească. Și atunci, neștiind cum să procedeze, executa orbește legile credinței lui. Și atunci Hristos i-a convertit inima, l-a schimbat, de aceea spune, zice, să ai înțelepciunea lui Pavel și inima lui după convertire. Adică să poți să gândești, pentru că așa spunea un mare gânditor român, când spui Pavel, spui Mediterană. Deci Pavel, propriu-zis, n-a făcut altceva decât să cuprindă cea mai mare parte de întindere ca suprafață de misiune, de misionarism, și să aibă și el parte la rândul lui, dacă țin minte bine, că n-am apucat de dimineață să mă mai uit, în momentul în care a fost și el jerfit, pentru că a căzut și el mucenicește, în momentul în care i s-a tăiat capul, a sărit de 3 ori și au ieșit 3 izvoare. Da. Deci ca să știți ce putere a avut și apostolul Pavel și care a fost rostul lui în biserică. Deci Pavel este mai mare decât Petru după lucrare, dar în același timp mai mic decât Petru după apostolie, pentru că Petru este dintre primii 12 ucenici ai Mântuitorului, iar Pavel este deja cel de după convertire. În schimb, își permite Pavel, de câte ori Petru și-a arătat slăbiciunile, să șteargă cu el pe jos și să-i arate care este legea, care tăiere împrejur, care legea nouă, ori una, ori alta. Deci nu mergea cu jumătăți de măsură. Petru încerca să echilibreze lucrurile și spunea, da, îi botezăm și la Hristos, îi mai lăsăm și cu tăierea împrejur. Nu există iudeu, nu există elin, nu există rob, nu există slobod, nu există liber. Toți sunt una Hristos. Deci avea o singură viziune despre doctrina ortodoxă. Nu vroia să meargă cu pâlpâiel din astea. A, da, lasă-l că e catolic, e creștin și el. A, da, e tot aceea. Nu permitea lucrul ăsta. La el era clar. Domnule, dacă ești a lui Hristos, ești a lui Hristos. Scurt, nu vii
vii să îmi prezinți dogmă de credință, tu vii și îmi prezinți revelația pe care a făcut-o Hristos. Nu mi-este amălăudat decât în crucea Domnului, și a fost cel mai tranșant când a spus categoric Pavel, dacă Hristos n-ar fi înviat, credința noastră ar fi fost zadarnică. Dar dacă Hristos a înviat, și noi vom învia. Scurt, deci nu vorbea lucruri de clacă sau nu ținea în misionarismul și convertirea pe care o avea, nu ținea cuvinte din acestea, cum să vă explic, mieroase pentru a atrage. Nu, unde-i lege, nu-i tocmeală. El și spune la un moment dat în epistole, uitați-vă la mai mari voștri, urmați-le îndemnul, urmați-le credința, uitați-vă la faptele lor și țineți calea. Și tot el spunea că va veni o vreme când, zice, cei nesocotiți ai legii își vor face învățături pe placul lor, după urechile lor, cuvinte care să-i gâdele în urechi când îi ascultă, dar, zice, se vor deda la lucruri rușinoase, care este rușinea le și vorbi. Deci mustra orice lucru. Și femeii i-a spus. Deci pentru femei Pavel a avut un singur cuvânt și a spus categoric. Femeia în biserică să tacă, de aceea noi nu avem femei preot, cum au protestanții sau alte religii ale lumii care se trag din creștinism, cu rădăcina în creștinism. Și în același timp a spus, bună cuvința femeii, nu-i numai împodobirea sau frumusețea sau părul împletit. Deci ținea la cochetăria femeii, deci nu-l deranja. Dar spunea așa, să mai aibă ca bună cuvință și podoabă, ce? Tăcerea, bunul simț, bună cuvință, smerenia și pioșenia. Deci le spune în epistole, ca să știe femeia ce trebuie să facă în biserică. Adică să nu fie obraznică, să nu fie tupeistă, să nu fie îndrăzneață, să nu fie nărăvașă, să nu fie căpoasă, vorbăreață, gălăgioasă. Deci avea sfaturi perfect practice. Și acest apostol Pavel, care nu face altceva decât să împodobească Noul Testament cu cele mai înalte scrieri pe care, dacă ați văzut, sunt doua lui Petru, sunt doua lui Ioan, sunt faptele apostolului, puține, dar ce a scris apostolul Pavel e lege, iar învățătura apostolului Pavel este și fundamentul învățăturii creștine. Și închipuiți-vă un lucru, aici vă pun să faceți diferența. Dacă Petru a stat 3 ani și jumătate lângă Mântuitorul și i-a văzut minune de minune, faptă de faptă, vindecare de vindecare și semn Dumnezeu de semn Dumnezeu, Pavel n-a văzut nimic. Deci Pavel a mers prin credință, nu prin vedere. Pavel n-a văzut nici coasta, Pavel n-a văzut nici semnul cuilor, Pavel n-a văzut nici învierea, n-avea nicio treabă, el era undeva prin Damasc, n-avea treabă în Ierusalim. Dar când s-a convertit, a fost convins că acela e Hristosul pe care trebuie să-l apere. Dar când a vorbit despre Hristos, a vorbit la modul cel mai categoric și tranșant și nu a permis ca dogma învățăturii creștine să fie tâlcuită. El spune, neîncetat vă rugați, privegheați și vă rugați să nu cădeți în ispită, vedeți că diavolul umblă ca un leu și caută pe cine să înghită, de-ar ști stăpânul când vine să-i fure casa, ar veghea și n-ar lăsa să-i o spargă. Deci avea replici din acestea tăioase din care omul să înțeleagă, nu vă îmbătați de vin întru care este desfrânare, nu umblați în ospeții și în petreceri și nu știu ce, nu i-a plăcut, și aici vă atrag atenția, nu i-a plăcut niciodată bârfăria aceasta ortodoxă care o facem noi între preoți, între parohii, între creștini, că ăla a zis, că ăla a făcut. Totdeauna a spus, voi cei tari, purtați neputința celor slabi, nu pismuindu-vă unii pe alții, nu urându-vă unii pe alții, ci sprijinindu-vă unii pe alții, că așa se împlinește legea lui Hristos. Deci a arătat virtutea mare a dragostei, până unde duce. Vă arăt un semn din cer, deci așa vorbea Pavel, în care veți înțelege că nu există nicio cale, și dacă ai învia morții, și dacă ai face minuni, și dacă ai ști toate limbile pământului, și dacă ai cunoaște toate scripturile și tainele pământului, toate le ști, dacă nu am dragoste nimic nu-mi folosește, dacă nu am dragoste nimic nu sunt. Pentru că el a înțeles taina aceasta, cum? După acea scurtă învățătură a lui Hristos. Când a venit Hristos în lume, după ce a spus, n-am venit să stric cele ale legii, ci să le împlinesc, adică ca ușă negeluită dată cu lac și cu vopsea, deci cam așa a fost legea în viziunea lui Hristos, pentru că el a luat legea din Vechiul Testament și a transpus-o în Noul Testament, dar după alte principii
mai sănătoase în morala harului, dar Pavel a venit și a desecat lucrul la amănunt, și a spus categoric: dacă nu am dragoste, nimic nu folosește. Că Hristos, când a simplificat legea, a spus așa învățătorului de lege: să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dă-te și faci asta și vei fi viu. Păi cum îl iubești tu pe aproapele dacă îl sapi pe la spate? Îl dai în tribunal, îi dai în cap, îi furi mașina, îi spargi casa, îl bărfești, îl clevetești, îl dai afară de la servici, nu-i plătești salariul, îți bați joc de el, ca șef te sui în capul lui. Deci nu mai ești creștin. Trebuie să ai dragoste. Și a spus apostolul Pavel, clar, dacă nu am dragoste, nimic nu îmi folosește. Și ce să faci vinovat de una din porunci, vinovat e de toate celelalte. Și de ce lucrul ăsta? Să vedeți unde a putut Pavel să ajungă, să-l împingă pe creștin la ce a spus Mântuitorul Iisus Hristos. Poruncă nouă vă dau vouă, ca iubindu-vă unii pe alții să cunoască lumea că sunteți ucenicii mei. Ăsta e creștinismul. E o pace, e o armonie. Și atunci, dacă noi suntem în biserică, ăla s-a supărat, chiar lua strană, ăla chiar a împins colacul mai încolo, ăla că s-a pus în genunchi pe locul lui, ăla că l-a împins cu lumânarea, ăla că a trecut pe lângă el, să spurcă unul pe altul, să uită urât, nu încap în autobuz, nu încap în mașină, nu încap la parastas, aia nu-i creștin în stat, aia e bâlci, piață. Deci în momentul în care armonia creștină te îndeamnă la iubirea, păi iubirea spune clar: toate le iartă, toate le crede, nu ține minte rău, nu se trufește, nu se mândrește, nu caută ale sale. Deci dragostea nu cade niciodată. Deci trebuie să ne învățăm cu această virtute din ce principiu. Pavel a fost cel mai categoric dintre apostoli care n-a suportat ca în taina creștinismului să existe fisuri. De așa, dacă citiți în Taina Nunții la apostol, spune așa: că el a înfățișat-o sieși biserica fără pată și fără zbârcitură. Adică dacă citești tot Noul Testament despre biserica ortodoxă, care este scrierea celor patru evanghelii, Faptele Apostolilor și Epistolele Pauline și așa mai departe, nu găsești un cuvânt care să contrazică învățătura lui Hristos. Toate sunt reale, toate sunt adevărate, toate sunt pecetuite de puterea Duhului Sfânt și de valoarea lor existențială în mod faptic. Deci ce ar trebui eu să spun în încheierea predicii? Cam asta ar trebui să vă spun. Îi felicităm și pe cei ce îi cheamă Petru sau Pavel, dar să facă faptele acestor apostoli, să nu le fie numele spre o sândă sau certare. Să felicităm și pe Petronelele și pe Petruțele, care or mai fi și ele după numele și derivata numelui. Să încercăm să-i avem pe apostoli, că mâine va fi soborul Sfinților Apostoli, deci toți 70 și cei 12 la un loc și toți mărturisitorii și propovăduitorii în învățăturii dreptei credinței pe linia apostolică, dar mai mult decât atât, când ne referim la Sfinții Apostoli, să ne aducem aminte că ne referim la cele 12 pietre de temelie a Bisericii Creștine Universale, dintre care cele două de bază de la intrarea în Biserica Creștină Universală, una este piatra Hristos, care este din capul unghiului nefăcută de mână și n-au băgat-o în seamă zitorii și la Domnul s-a făcut aceasta, iar următoarele două pietre de temelie sunt Petru și Pavel, verbovnicii apostolilor. Să dea Dumnezeu să fim în permanență și în casa noastră, și în familia noastră, și în societatea noastră, și la locul de muncă, niște apostoli ai faptelor bune și a dreptei credințe. Amin.